O vastă experiență de viață începută în anii 40. Toată viața am fost fata lui, sora lui și pe urmă am fost nevasta lui. O tinerețe zbuciumată la dreapta primului prim-ministru al României de după Revoluție. Noi dacă nu stăteam pe calea victoriei, n-ajungeam la Revoluție. Și eu aud pe Oana, mama, e tata la televizor. Eu am început să urlu, nu se poate să-mi faci așa ceva. Deci fiind pe oricine care spune că nu au fost teroriști. O femeie puternică, a cărei viață cu siguranță poate fi un subiect de roman. De fapt, am divorțat eu pentru că obosise. Marți, pe TVR2, de la ora 21.